Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarot zilnic pe Zodii. Am un anunț de făcut. Nu știu dacă ați observat în filmarea de luni, însă eu nu mă simt foarte bine. Sper că nu s-a observat foarte mult acest lucru. Așa că voi încerca pe cât posibil să postez în această săptămână, în fiecare zi. Dacă nu apare vreo filmare, să știți că Tarot Soare și Lună își ia un concediu medical, da? Ca să spun așa. Eu sper să îmi revin și sper să pot fi alături de voi în fiecare zi cu mesajele cărților de tarot. Bun, și acestea fiind spuse, pentru cei care nu știți, găsiți în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte. Noi vom începe cu sfatul zilnic pentru fiecare dintre noi. Hai să vedem așadar. Îmi este foarte dificil să mă concentrez și posibil, da, să mai iau pauze, posibil să vorbesc mai rar, deci din acest motiv știți că sunt foarte plină de viață, dar încerc să fiu foarte pozitivă. Hai să vedem ce mesaj au aceste cărți. Și avem așa o pisică, cred că a mai ieșit acest card săptămâna trecută. Fă întotdeauna tot ce îți stă în puteri, bucură-te de viața ta așa cum este ea. Da? Că e bine, că e rău, că ne simțim bine, că ne simțim mai puțin bine, e nevoie să trăim prezentul, dragilor, și să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară, să apreciem poate mai mult anumite lucruri. Mesajul este așa, ești viu, deci bucură-te de viața ta așa cum este ea, de flori, da? De un cer senin, eu știu, de o prezență plăcută, de o muzică frumoasă, de ceva care ne încântă gustul. E bine să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară. Tu te-ai născut cu dreptul de a fi fericit, de a iubi și de a-ți împărtăși iubirea. Singurul lucru care contează este acela de a fi pur și simplu, de a-ți asuma riscul de a te bucura de viața ta. Foarte frumos mesajul, foarte intens și foarte, foarte profund. Și acestea fiind spuse, dragii mei, începem cu dragii mei berbeci. Da. V-am spus că nu mă simt prea bine, așa că încerc pe cât posibil să fac aceste etalări zilnice. Și aveți așa, situația 10 de bâte, ce anume se întâmplă, diavolul, rezultatul final 9 de cupe și energia generală, judecata. Dragii mei berbeci, e interesant aici la voi pentru că discutăm despre anumite lucruri care vin din trecut, poate anumite, eu știu, sarcini, da, care vă revin, poate ceva acolo se lăsa așteptat și acum în sfârșit apar toate pe umerii voștri. E adevărat, e o zi agitată pentru voi în sensul că aveți foarte multe lucruri de făcut, e ca și cum simțiți că aveți o povară pe umeri. Și ce anume se întâmplă este diavolul, dragii mei berbeci, adică în acest context cel puțin, da, mi-a și sărit din mână, în acest context cel puțin să știți că e posibil să fie o punte foarte, foarte fină între ceea ce aveți de făcut și între ceea ce vă împlinește pe voi cu adevărat. E o situație delicată, nimeni nu spune că nu, dar poate e cazul să dați nas în nas și să conștientizați ce anume vă face bine, ce anume nu vă face bine, cel puțin în această zi. Și rezultatul final este un 9 de cupe, totuși văd o împlinire foarte frumoasă la care ajungeți pentru unii dintre voi, pentru alții chiar poate fi vorba de anumite vești, da? O veste, eu știu, de tip știre pe care o auziți, pe care o primiți și care e benefică pentru voi. Și asta e bine, deci o știre sau ceva ce primiți și care vă bucură într-un final, parcă vă scapă de toată această povară de aici, parcă vă ușurează munca și asta e bine. Bună, Taur, hai să vedem pentru tine ce te așteaptă. Și aveți așa situația 9 de spade, ce anume se întâmplă, 4 de cupe, rezultatul final judecata și energia generală 5 de bâte.
Ok, dragii mei tauri, foarte mult stres aici care are legătură cu un conflict, da, cu o ceartă, cu o neînțelegere, din ce văd eu aici, și discutăm despre faptul că cineva s-a gândit mult mai mult la el sau la ea, deci cineva s-a pus pe primul loc în toată această poveste. Și văd aici o veste pe care o primiți, o veste care nu prea vă convine vouă. Nu e neapărat că e negativă, dar pur și simplu parcă nu se pupă cu ceea ce vreți voi, parcă nu este conform așteptărilor voastre. Și rezultatul final este judecata. Posibil pentru unii să fie o perioadă, da, sau o zi, două, în care pur și simplu să revină, da, în viața voastră anumite lucruri, posibil să începeți să culegeți roadele, în sfârșit poate chiar să exteriorizați și poate chiar să spuneți ce anume nu vă convine, ce anume nu vă place. Văd că dați de veste tuturor, da, în privința a ceea ce vă nemulțumește. Da? Acum, da, și eu sunt taur, da, v-am împărtășit la începutul filmării că nu mă simt foarte bine și mi-este greu să mă concentrez. Da, deci mie cel puțin mi se potrivește, da? Încercați să pliați așa pe aspectele din viața voastră. E foarte interesant, iarăși posibil o știre sau ceva ce se întâmplă și calmează spiritele pentru unii tauri. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 5 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, cavalerul de spade. Dragii mei gemeni, se pare că primiți o veste total neașteptată legată de zona sănătății, legată de ideea aceasta de singurătate, de abandon. Poate chiar pentru unii poate fi vorba de zona spirituală, pentru că aici e lipsa materialității, da, lipsa siguranței. Și atunci poate discutăm despre un boom așa spiritual pe care îl aveți, parcă vă vine așa o idee, parcă vi se aprinde un beculeț peste noapte. Poate, și poate are legătură cu un grup de oameni. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, regele de monede. Văd aici un bărbat în viața voastră foarte tradiționalist, înrădăcinat în propriile convingeri, un bărbat poate ușor zgârcit, un bărbat care, eu spun că vă poate ajuta în toată această poveste. De asemenea, pentru unii gemeni, dacă sunteți bărbat, atunci să știți că e posibil să puneți mai mult accent pe zona aceasta financiară sau poate chiar și să fiți, da, cumva mai precauți în a cheltui bani, poate chiar să fiți mai strângători în această zi sau începând cu această zi. Pentru unii e posibil să intrați în contact cu un astfel de personaj care să vă inspire. Și rezultatul final este un as de monede, poate noi activități de a face bani sau noi activități care au legătură cu zona aceasta materială, nu știu, încercați un fel de mâncare nou, vă schimbați look-ul, da? Nu știu, vă schimbați frizura, schimbați hainele, da? Ceva faceți voi aici și asta e bine, dar pentru alți gemeni să știți că discutăm despre un personaj nou care apare în viața voastră, orică sunteți femeie, orică sunteți bărbat. E un personaj care poate a avut probleme financiare și acum în sfârșit rezolvă, da? Sau posibil chiar să vă ajute pe voi, da? Această persoană. Și asta e bine. Dragii mei răcușori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, ce aveți așa, situația magicianul, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 8 de cupe. Ok, pentru dragii mei răcușori, se pare că e posibil ca în această zi să lăsați în spate ceva care nu vă mai împlinea și să vă vedeți de drum, poate chiar să mergeți să căutați elementul care vă lipsea. Pentru unii poate fi vorba de semnarea unui contract sau faptul că reușiți să încheiați ceva, să abandonați ceva, n-aș ști să vă spun despre ce e vorba. Ceva legat de zona actelor, zona documentelor sau zona instituțiilor publice. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, 2 de monede. Eu tind să cred aici că jonglați, da? Învârtiți cumva lucrurile încât să fie bine, ori pentru zona profesională și zona personală, ori două locuri de muncă sau familie și casă, două persoane din viața voastră, reușiți cumva să jonglați cu lucrurile. Iarăși zona copiilor posibil să fie foarte activă aici. Eu văd că totuși porniți la un nou drum, porniți pe o altă arteră, da, din viața voastră, pe o altă cale, ca să spun așa, și
E posibil să porniți într-un mod așa mai jucăuș, posibil chiar să vă bucurați de tot ceea ce vă stă în cale și să lăsați în urmă ce nu mai este pentru voi. Și rezultatul final este 9 de cupe, deci o împlinire foarte mare. Posibil să reușiți prin glume, prin tot felul de vorbe, prin tot felul de acțiuni, să reușiți să vă împliniți, să împliniți pe cineva anume. Și asta este foarte, foarte bine. E o zi bună pentru voi, e o zi în care reușiți aici să rezolvați o situație anume din viața voastră și să vă eliberați de ceva care nu prea vă era benefic. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, moartea, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, judecata. Eu tind să cred aici la voi că se întâmplă ceva de destin, dragii mei lei, ceva la care voi ați visat, da, în ghilimele spus, acum nu știu. Discutăm despre faptul că e posibil, da, să simțiți în această perioadă, pentru că aveți două arcane majore deja, nu știu ce e în rest, dar până acum e foarte intens. Deci să simțiți anumite repercursiuni din trecut, să vă reîntâlniți cu o persoană, să încheiați ceva anume, pentru că moartea aici vorbește de o transformare profundă, o transformare profundă de care vor mai ști și ceilalți, o transformare profundă care pur și simplu se petrece în viața voastră și are legătură cu ceea ce ați făcut voi până acum. Bineînțeles, poate fi vorba și de un rezultat pozitiv, poate fi vorba și de ceva nou, da, care începeți și de o transformare pe un anumit plan. Și hai să vedem ce anume se întâmplă. Regele de spade. Regele de spade aici îmi spune despre faptul că aveți de-a face cu un bărbat foarte detașat, foarte rece, un bărbat care își face planuri foarte, foarte bine puse la punct. Pentru unii e posibil să aflați niște vești de pe zona instituțiilor publice, de pe zona persoanelor cu uniformă. Bineînțeles că pentru unii lei discutăm și despre un bărbat foarte rece, detașat, care își face apariția în viața voastră și care cere de la voi foarte multă claritate. Și hai să vedem rezultatul final, nebunul. Pentru unii lei să știți că e vorba de nașterea unui copil, da? Nu neapărat că e o persoană extraordinar de apropiată, dar oricum ar fi posibil să aflați o astfel de veste, da? Ori de la o persoană apropiată, ori de o persoană mai îndepărtată. Ori pentru alți lei discutăm despre o nouă strategie pe care vă faceți pe zona aceasta voastră, ori profesională, ori personală. Ideea este că e ceva extraordinar de intens, aveți un rege de spade, deci este apogeul zonei mentale împreună cu trei arcane majore, deci e foarte, foarte mult, cred că simțiți toată săptămâna această energie. Ce este interesant aici la voi este că discutăm despre un sfârșit și un nou început, deci foarte, foarte rapid se petrec lucrurile. Și e adevărat, era ceva care era nevoie să se termine. Pentru alții e posibil să renască așa în voi o dorință fantastică, un spirit aparte, un spirit care să vă clarifice lucrurile. Pentru alții e posibil chiar să cunoașteți o persoană nouă, o persoană care vă ajută și vă ghidează în tot acest demers de aici și asta e bine. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 2 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 2 de spade. Ok, dragilor, văd un blocaj aici și o așteptare mare. E ca și cum nu prea vreți să vă deschideți inima, nu prea vreți să spuneți așa, nici măcar nu vreți să mai amintiți de faptul că tot așteptați ceva anume. Nici nu vreți să mai auziți de acest lucru. Posibil pentru unii să fie vorba de zona internetului sau de acțiuni care se petrec la o distanță mare față de voi sau acțiuni care până la urmă se pot concretiza, dar cumva în timp, da, mai durează ceva timp și parcă stați. Pentru unii posibil să vă faceți planuri de viitor, să vă faceți planuri pentru o situație anume, da? Cum anume să primiți niște bani sau cum anume să ajungeți la acea liniște și la acea bucurie de viață aparte. Și ce anume se întâmplă este roata norocului. Wow!
Da, aici discutăm despre un eveniment de destin care are loc și e posibil să se întâmple chiar în spatele vostru, dragii mei, și voi să vă uitați tot în depărtare către o persoană, către o situație, către un eventual rezultat care, e adevărat, se lasă așteptat. Și hai să vedem și rezultatul final. Aveți 7 de bâte. Posibil un anumit eveniment să vă provoace, dar nu trebuie să-l luați ca pe o provocare, să vă luați la ceartă, să vă luați la împuns acolo. E nevoie aici, cel puțin în cazul vostru, pentru unii, dar nu-i pentru toată lumea, să luați atitudine, să îi inspirați pe ceilalți. Pur și simplu acest eveniment vă duce mai aproape de scopul vostru final, printr-o altă cale, ca să spun așa. Poate voi vă uitați aici mult prea în detaliu, da? Poate nu vă uitați și cu sufletul, poate doar stați și așteptați și poate nu acționați. Și se întâmplă un eveniment și vă pune aici în acțiune. Vă pune în acțiune și posibil, v-am spus, să fiți așa un lider pentru ceilalți, să îi inspirați foarte, foarte mult. Și asta e bine. Chiar e bine. E o zi bună pentru voi, o zi în care aveți de făcut tot felul de lucruri chiar pe placul vostru. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa, situația, regina de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, nebunul. Pentru unii să știți că e posibil, wow, da, iar și această idee de copil, da, de copil. Se întâmplă ceva pe zona copiilor, pentru unii. Nu neapărat ceva negativ, bineînțeles, posibil să aflați de o sarcină, da, unei femei din viața voastră. Pentru unii, pentru alții discutăm chiar de un nou proiect care își face apariția și, sau poate și-a făcut deja apariția și pe care îl tratați așa ca pe un copil. Îl creșteți cât se poate de frumos. Și văd că are legătură cu zona actelor, da, zona persoanelor cu uniformă. Posibil să discutăm despre o claritate mai mare de care dați dovadă în acest nou drum. Poate mergeți chiar la propriu, da, pe un drum nou. Poate faceți lucruri noi în această zi, dar ideea este că aveți aici o persoană sau un element din viața voastră care va aduce mai multă claritate. Bineînțeles, poate fi vorba de o persoană cu uniformă sau o persoană care lucrează cu intelectul, o persoană intelectuală. Și ce anume se întâmplă, steaua, după cum am spus, aveți un ghidaj aparte, aveți un ghidaj divin, dragii mei, în această zi sau în această perioadă, că deja sunt două arcane majore și e mult. Posibil de asemenea evenimente foarte profunde pentru voi în această perioadă, în sensul că e posibil să vă intre în viață tot felul de lucruri din acestea inovative, tot felul de idei sau tot felul de persoane care sunt foarte, foarte updatate la lumea aceasta în care trăim, în special pe zona aceasta tehnologică. Și rezultatul final, 4 de cupe. Posibil în primă instanță să nu fiți deschiși la aceste schimbări, posibil să vă fi gândit că lucrurile pot sta cu totul și cu totul altfel, dar în egală măsură, dragii mei, eu zic că poate e cazul să apreciați această idee. Dacă e posibil să vină o persoană să vă ofere o idee și în primă instanță să nu fiți de acord, să spuneți nu, 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 dar nu, că nu vreau să fac așa, e prea mult. E nevoie totuși să ascultați, e nevoie totuși să luați lucrurile într-o altă manieră. Și în rest lucrurile sunt bune aici la voi. Deci aveți o stea căle uzitoare și o stea norocoasă. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, luna, ce anume se întâmplă, rezultatul final. Au vrut două cărți, lăsăm două cărți. Și energia generală, 7 de monede. Și voi sunteți cu așteptarea, nu știu ce așteptați aici. Niște noutăți, văd că stați și analizați lucrurile foarte profund din punct de vedere energetic, din punct de vedere intuitiv, parcă faceți așa o analiză, parcă stați și vă uitați să vedeți, mă rog, și vedeți cum cresc lucrurile. Posibil să vă faceți niște iluzii cu privire la trecut sau cu privire la niște roade, da, pe care le aveți de cules sau cu privire la niște bani. De asemenea, văd această idee de a sta în umbră și a aștepta să crească ceva, a aștepta să se îndeplinească, da, ceva anume.
Și ce anume se întâmplă este 10 de bâte. Uitați cât de multe activități aveți de făcut în această zi, dragii mei scorpioni. E ca și cum toată lumea trage de voi din toate părțile sau pur și simplu voi aveți multe lucruri de făcut, multe lucruri de rezolvat. E ca o povară aici pentru voi. Și hai să vedem și rezultatul final sau rezultatele finale. Aveți regina de monede și marea preoteasă. Două femei. Posibil să aveți de-a face cu o persoană foarte intuitivă, posibil o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar, posibil să fie vorba de voi, deci dacă așteptați niște bani și îi primiți, posibil să îi țineți cumva la secret, cumva să nu puneți foarte mult accent pe ei, da? Pentru unii scorpioni, în special dacă sunteți femeie. Chiar și așa văd totuși o persoană foarte importantă aici pentru voi care stă, analizează, vă ajută, posibil chiar să vă împărtășească anumite secrete, să vă împărtășească o cunoaștere mai mare. E cineva care veghează totuși asupra voastră și v-am spus că uitați, vine salvarea, da? Vine salvarea pentru voi, vine o persoană care vă ajută foarte, foarte mult. Bineînțeles că pentru unii scorpioni putem să discutăm și de zona aceasta energetică care are o însemnătate aparte. Marea preoteasă chiar a ținut morții și ați văzut și voi să sară din pachet. Așa că discutăm despre faptul că sunt mesaje importante care vor veni către voi în această zi, mesaje cu o importanță fantastică, niște secrete ascunse și pentru unii scorpioni e posibil să învățați cum anume să faceți și bani, da, din toată această activitate de aici, din toate aceste activități, da, că poate durează de ceva timp. Și asta e bine, deci ajungeți la o cunoaștere mai mare, la o înțelepciune pur și simplu mai mare. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Aveți așa situația, 7 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 8 de monede. Ok, dragii mei săgetători, păi ce să vă spun aici? Cred că aveți de luptat, da? Cred că aveți de reparat ceva, lucrați la ceva și e ceva pe placul vostru, e ceva pe placul vostru, pur și simplu parcă încercați pe cât posibil să împăcați pe toată lumea. Pentru unii chiar poate fi vorba de lucru pe zona aceasta a magiei sau un lucru fizic pe care îl faceți cu mâinile în mod special. Și iarăși v-am spus că văd aici o mică mare provocare, în sensul că poate discutăm de faptul că îi inspirați și pe ceilalți, da? Le puneți acolo un iz de speranță, îi ajutați, îi inspirați, îi ajutați și văd că vă pune așa într-o poziție în care e nevoie să conduceți, da, ceva anume. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, eremitul. Se întâmplă că se maturizează ceva anume, dragii mei săgetători, ceva acolo tot crește, ceva acolo se stabilizează foarte bine. Pentru unii e posibil să aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă, specialistă pe un anumit domeniu, o persoană care cunoaște lucrurile altfel și e posibil să fie o persoană mai singuratică pentru unii săgetători și din acest motiv e posibil, da, să cereți sfaturile acestei persoane. Dacă v-am spus, sunteți aici provocați și e posibil ca cineva să vă liniștească, să vă îndrume. Și rezultatul final, marea preoteasă. Două arcane majore, foarte puternic. Deci simțiți energiile câteva zile bune. Marea preoteasă aici, în acest context, îmi vorbește de faptul că ajungeți la o cunoaștere mai mare, referitor la un domeniu anume din viața voastră. Iarăși, ideea aceasta de intuiție este foarte, foarte puternic aspectată aici la voi. O intuiție chiar aparte, aș putea să spun, și de asemenea secrete, da? Posibil cineva să vă arate un secret pe o zonă în care este specialist sau specialistă, cineva să vă vândă niște ponturi prin care să reușiți să lucrați într-un mod mai altfel față de cum ați făcut-o până acum. Să vă arate așa niște scurtături, niște secrete, dar bineînțeles pentru unii săgetători posibil să contactați zona aceasta ezoterică, zona aceasta spirituală,
pentru a reuși să aflați niște răspunsuri în acest sens. Orică, nu știu, chiar și acum că vă uitați la mine, poate să fie vorba de un moment din acesta, sau poate chiar mergeți mai departe, eu știu, vă faceți analize pe internet, numerogramă, astrogramă, mai știu eu, căutați răspunsuri în acest sens, cum anume să faceți ca lucrurile să funcționeze mai bine. Cred că unii vreți să lucrați spiritual, dar nu-i pentru toți săgetătorii, deci doar câțiva dintre voi. Dragii mei capricorni, să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, Marea Preoteasă, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, asul de monede. Pentru voi văd că aflați niște secrete cum anume să faceți bani sau cum anume să faceți un anumit lucru. Iarăși mă gândesc aici că pentru unii capricorni discutăm despre un lucru nou pe care îl faceți, dar e mai ascuns, cumva nu le spuneți și celorlalți, posibil să fie vorba de o veste, de o noutate sau de o persoană nouă dacă care apare în viața voastră și împreună cu care vreți să faceți ceva nou. Dar eu tind să cred aici că discutăm despre faptul că aflați niște secrete legate de, nu știu, cum anume v-ar sta mai bine părul, da? Aflați niște secrete despre cum anume ar fi mai bine să acționați într-un mod pentru a obține bani, da? Și așa mai departe. Pentru unii e posibil să fie vorba de lucruri din acestea uzuale, da? De zi cu zi, pentru alții e posibil să fie vorba de niște lucruri foarte, wow, așa, foarte profunde și, de ce nu, transformatoare pentru voi, care e posibil să vă scoată din această stare de sărăcie, de singurătate. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, 6 de cupe, da, posibil o persoană cu care sunteți suflete pereche, o persoană care este alături de voi, posibil să fie vorba de o persoană care se ocupă cu zona copiilor, da, pentru unii capricorni, cel puțin această energie a copiilor este foarte, foarte intensă aspectată aici la voi. De asemenea, posibil să discutăm de o persoană din trecutul vostru care revine, da? Și ce anume, și rezultatul final este steaua, deci iarăși două arcane majore, foarte, foarte puternic. Posibil această persoană să vă ofere niște informații care sunt pentru voi ca o stea așa călăuzitoare. Și asta e bine, pentru că sunt informații prețioase, sunt informații destinate vouă, da, pentru a ajunge la urechile voastre și asta e bine. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Aveți așa situația, eremitul, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 5 de bâte. Dragii mei vărsători, tind să cred că e o zi în care aflați tot felul de lucruri, e o zi în care parcă vă uitați așa cu foarte mare înțelepciune și cu o foarte mare tăcere la un conflict, la un scandal care se întâmplă în jurul vostru, pentru unii dintre voi. Pentru alții chiar e posibil să aveți anumite discuții cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu sau dacă știți că voi sunteți în această poziție, sunteți ușor mai singuratici și sunteți specialiști, da, sau cu o persoană mai în vârstă, posibil să aveți o discuție în acest sens sau v-am spus cineva, da, să vină la voi și să aveți acest schimb de replici. Hai să vedem. Ce anume se întâmplă este 3 de cupe. Se întâmplă o mică mare petrecere sau o voie bună la locul de muncă pentru unii vărsători. Chiar ceva foarte benefic, ceva profund aici. Posibil chiar o întâlnire cu prietenii sau o întâlnire cu persoanele foarte dragi vouă și rezultatul final, 2 de bâte. Discutăm despre niște planuri pe care le faceți împreună cu un grup de oameni, împreună cu niște prieteni, cu colegii de la locul de muncă sau pur și simplu sărbătorirea unui eveniment care se întâmplă la distanță față de voi. Pentru unii să știți că e vorba și de un trio, nu știu ce se întâmplă pe aici, dar nu-i pentru toți vărsătorii, doar pentru unii dintre voi. Iarăși văd aici o celebrare, v-am spus, poate chiar care are legătură cu zona internetului sau v-am spus niște planuri de viitor pe care vi le faceți voi și parcă deja le sărbătoriți, dar mai e de lucru. Momentan sunt doar stabilizate acolo, momentan doar ați plantat semințele, e nevoie de mai multă muncă pe viitor.
dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 7 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, asul de bâte. Văd o veste pe care ați primit-o, o veste care are legătură cu zona copiilor sau cu trecutul vostru. O activitate nouă pe care ați început să o faceți de ceva timp și asupra căreia văd că stați aici și așteptați roadele. Stați cu minți și vă uitați să vedeți cum cresc lucrurile. Ce anume se întâmplă este 6 de monede, semn că ori primiți niște bani, ori dați niște bani în această zi sau ideea aceasta de cadou este foarte intens aspectată. Poate e nevoie să împărțiți și capra și varza, poate e nevoie să mergeți în două direcții, în două locuri, să discutați cu două persoane. E nevoie să fiți drăguț sau drăguță la locul de muncă într-o situație anume și rezultatul final este un 8 de cupe. Iarăși mai văd aici că pentru unii peștișori e posibil să lăsați în urmă ceva în care ați investit mult, poate chiar să mergeți să vă căutați împlinirea, să abandonați un proiect, ceva, sau poate aveați ceva de făcut în ziua respectivă și sau astăzi, da, că de fapt da, sunt arcane minore, deci astăzi și atunci amânați sau nu mai faceți, renunțați. Pentru unii peștișori e posibil chiar să începeți să lăsați în urmă un anumit mod de manifestare sau o situație, o relație, chiar să vă gândiți serios la acest lucru. Și asta e bine. Dragilor, eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, sper că am fost destul de coerentă. Sper să-mi revin și sper să ne revedem cu bine la filmarea pentru ziua de miercuri. Vă pupăcesc și să ne revedem cu bine!